Văd mulți oameni care se chinuie, dragostea nu a reușit, familia distrusă, relații între copii și părinți, el iubește, ea nu iubește, sau invers, dragostea a dispărut. Ce se întâmplă? Iacov, capitolul 1, este scris cum aceste lucruri vin în viața noastră. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, versetele 12, 13, 14. Omul se ispitește singur. Cum? Nimeni, când este ispitit, să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Cum s-a întâmplat? Primul pas este că ești atras de ceva. Lucruri materiale sau firești, de o fată sau de un băiat. La început, când ești atras, tu încă controlezi situația. Dar când continui să fii atras, să te gândești, să te scufunzi în aceste lucruri firești, sufletești, acest lucru trece în starea de înșelare. Înșelarea este afecțiunea minții, este sărit de pe fix. Deja este o vrăjitorie, când omul este deja, se află deja sub dependență. Deci, momentul atracției trece în starea înșelării, în starea vrăjitoriei. Ești sub controlul diavolului, fiind atras de pofta ta însuși. Pentru ce să ascult cuvântul, pentru ce una, pentru ce alta, pentru ce, pentru ce? Eu controlez situația. Știi, sunt pastor timp de 20 de ani. Am văzut atât de mulți oameni și vieți, atât de multe chemări zădărnicite, ani pierduți. Ani pierduți pe care oamenii au pierdut pentru că erau atrași de cineva. Îmi place acest om. Nu pot să vorbești cu el, dar îmi place. Este un prieten atât de bun. El este un păcătos, doar se numește creștin. Când alegi prieteni greșiți, comunitate greșită, relații greșite, prețul este înșelare. Ajungi în dependență, în vrăjitorie. Diavolul are acces. Tu ai deschis și mintea ta este stricată. Și în realitate, tu nu te deosebești foarte mult de acel posedat și nebun. Deoarece acela este afectat și singur, strigă, se bate, ceva face. El face rău lui însuși. Nu face rău nimănui. Dar atunci când diavolul strică mintea ta și crezi că e sănătos, că totul este bine, dar tu cu mintea stricată începi să faci rău. Începi să distrugi biserica, viețile oamenilor, faci războaie și așa mai departe. În realitate, diavolul este mult mai mult în tine, dragule, decât în acela care la prima vedere se pare posedat. Acestea sunt problemele lui. Dar diavolul poate atât de bine să lucreze, că tu ești atât de deștept, că poți să duci foarte mult rău. De ce următorul aspect vine înșelarea? Deci este problema cu minte, este vrăjitorie. Mai departe, pofta, când a zămâslit, dă naștere păcatului și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea.
Aceste lucruri s-au întâmplat la Eva. Ea s-a uitat, a început să dorească, la început a spus nu, diavolul mai departe discută cu ea. Ea a răspuns conform cuvântului Dumnezeu, el mai departe vorbește cu ea. Ce se întâmplă și la noi? Ori cineva a venit și te înșeală, ori prin minte, deoarece diavolul este pe pământ și poate să vorbească prin gânduri, discută cu tine. Și tu, în loc să-l iei de coadă și să-l bați, ce faci? Ce faci? Ce a făcut ea? Ce diavolul a făcut mai departe? El o atrăgea mai departe. O concentra mai departe. Avea o discuție. Ea nu a răspuns ca Iisus, Matei 4 sau Luca, când diavolul a venit la Iisus să-L ispitească. Ce i-a spus Iisus? Înapoi a mea, dracule. El nu a vorbit prea mult. Conform cuvântului Dumnezeu și la revedere. Ea a fost atrasă. Și când a fost atrasă, a devenit înșelată. A ajuns sub un control, sub o vrăjitorie și mintea ei s-a stricat. Mai departe, păcătuiește și vine moartea. Aceeași schemă funcționează și astăzi, nu s-a schimbat nimic. Scopul diavolului este să te scoată din viața duhovnicească și să te facă nebun. Cum o face? Te scoate din viața duhovnicească în viața sufletească. A scos-o pe Eva din lucruri duhovnicești. Dumnezeu nu spune adevărul, ce îl ascult, cine crede în aceste povești, unde este acest bătrân, nu știu care e Iisus, cine crede, și toate nebunile vorbește. El este nebun și este de înțeles. Dar când omul din starea duhovnicească trece în starea sufletească, diavolul și-a atins scopul. Te-a scos din lumea duhovnicească în sufletească. Dar sufletul este pământesc. În Iacov, capitolul 3, este scris, din înțelepciune spune că este pământească, sufletească și drăcească. Deci sufletul este drăcesc. Acesta este nivelul diavolului. Acolo el domnește, acolo el este rege. Poți să spui că este Dumnezeu acolo. Și gata, omul este înșelat dintr-un singur motiv, deoarece nu a păzit Duhul, nu a rămas în Duh, ci a trecut în starea sufletului. Dar ce este suflet? Este mereu nemulțumit. Cârtire, supărare, ispite, tot ce ai, toate aceste lucruri, sufletul tău scump face. Și în spatele tuturor gândurilor tale, dragul meu, în afară de tine mai este și prietenul tău. Îl cheamă Satana, diavolul, înșelătorul, împotrivitorul. Iată ce se întâmplă. Sau poate că ai niște prieteni care se află sub stăpânirea lui, oamenii sufletești care doar joacă rolul celor duhovnicești, dar în realitate sunt sufletești ca să ispitească pe ceilalți și ca oamenii să nu mai meargă la biserică sau să rămână în biserică și să ispitească pe ceilalți, să dezbine biserică. Diavolul îi oferea lui Iisus: ești flământ, noi am mâncat atât de mult, iată, fă pâine. Parcă este așa de duhovnicesc să spui pietrelor să facă pâine. Dar în realitate, el a vrut să-l scoată pe Iisus la nivelul sufletului. Mănâncă! Nu vrei? Uite ce împărății! Tot universul, haideți să mergem pe mândrie! Nivel sufletesc. Duhul nu are nevoie de aceste lucruri. Mai departe, nu? Hai la aripa templului, ca toată lumea să te vadă, vei fi o vedetă. Sari de pe templu, îngerii te vor duce, înțelegeți? Să scoate la nivelul sufletului. Dar sufletul vrea să fie remarcat, să se mândrească. Sufletul. Când Iisus a fost întrebat cum trebuie să ne închinăm, cum să slujim, a răspuns că închinătorii adevărați se vor închina în Duh și în adevăr. Atât. În Duhul lui Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu, în adevăr. În Iisus. Iisus este adevărul nostru. Eva nu a rămas în Duh. A trecut la nivelul sufletului. Iisus a rămas în Duh.
și a dat diavolului în cap. Ridică mâinile. Și acum a venit timpul, deoarece noi cunoaștem adevărul, dar cuvântul lui Dumnezeu, cartea Apocalipsă spune, copiii lui Dumnezeu l-au biruit pe cel rău. Cum? Prin sângele lui și prin cuvântul mărturisirii. Iisus ne dă sângele său, ne-a dat legământ, ne-a curățat și noi avem adevărul, mărturisire. Noi trebuie să proclamăm aceste lucruri ca diavolul să nu aibă putere la niciun nivel, ca să ocupe poziție sub picioarele noastre, cea care îi este hotărâtă de însuși Dumnezeu. Amin? Tată, ne pocăim, iartă-ne că te-am dezamăgit, că am fost firești, sufletești, nu eram ascultători, eram împotrivitori, eram copiii diavolului, adevărați copii ai diavolului. Tatăl, conștientizăm aceste lucruri, ne pocăim de ele, din toată inima, în numele lui Iisus Hristos. Și te rugăm, curăță-ne, sfințește-ne, Duhul, sufletul, mintea, trupul, ca prima poruncă pe care ai dat-o să devină realitate, să iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea, cu toată tăria, la fiecare nivel, ca Dumnezeu să domnească în viața noastră, în minte, în inimă, în suflet, în trup, fiecare particulă să-L slăvească și să fie supusă lui Dumnezeu, în numele lui Iisus.